Vom începe operațiunea Sabia Șarpe. Vom vedea cât va mânca această sabie. Deci avem ca buget un 1,90, ceva de genul. Haideți să vedem în clipul de astăzi plus cât am putea să o facem și ce investiții ar fi de la plus 0 la plus 9. O să ne oprim la plus 9 pentru că plus 15 nu este cazul, mai ales că n-are media 4. Deci dacă avea media 4 maximă, cu asta plecam la drum. Dar eu zic că momentan, dacă o facem plus 9, tot e mai bună ca otrăvita. Adică comparăm valoarea atacului. Valoarea atacului este mai mare pe sabia șarpe, chiar și la plus 0, după cum puteți vedea. Hai, aproape, uite, prima valoare este mai mică, dar ați înțeles care-i treaba. Vă dați seama că la plus 9 ar fi totuși mai bună, părerea mea. Îi băgăm și un 6-7, băgăm și niște bonusuri, vedem ce intră și vedem totodată și investiția pe clip. Am văzut păreri, ați zis unii, deci cam jumate-jumate. Unii ați zis să fac sabia, unii ați zis să fac lama. Eu tot țin să cred, așa cum am zis și pe clip, să fac sabia, că are atacul aproape de maxim. Dacă ne uităm pe lama, lama are valoarea atacului aproape de minim, iar sabia este cu valoarea atacului aproape de maxim. Deci și valorile astea atac contează. Și zic să plecăm la drum cu sabia, vedem cât mănâncă și veți vedea odată cu mine. Deci hai să vedem, avem buget, așa cum am zis, 190 de ani, vom vedea astăzi ce va ieși. Am cumpărat manuale câteva, deci am dat un an 30 cam pe acolo pe bucată. Am și o magică, poate mai cumpărăm câteva pietre, deci și pietre avem din cufere, din ce am mai deschis noi le-am mai păstrat, știți foarte bine. O perlă albă sclipitoare pentru plus 7, în caz că iese până acolo. Și poate o și testăm. Dacă iese astăzi repede și o facem, mamă, de-abia aștept. Bun, haideți să începem. Nu uităm și de butonul de like înainte să începem. Să avem acolo noroc. Poate o facem plus 7, plus 8. Doamne ajută, hai să vedem care-i treaba. Și subscribe în caz că nu sunteți abonați. Hai că începem și vreau să și calculez, așa cum am zis, fiecare plus în parte. Am calculat toate plusurile, le avem pe ecran, de la plus 1 la plus 9, v-am zis că ne oprim la plus 9, ar fi ceva să o facem noi plus 9 astăzi. Primele plusuri le știți că le facem ușor, adică începem. Deci e plus 1, hai să-i dăm și un sonor, ca să se și audă că deocamdată nu auziți nimica. Perfect, acum ar trebui să fie ok. Și la plus 2, ia să vedem, plus 2, 8 în jumate, deja se înrăutățește treaba. E bine că totuși nu eșuează. Plus 3, easy ar trebui să fie. Beril obscur nu am la mine. Stați un pic să văd dacă am pe șamancă. Parcă aveam ceva pe acolo. Haideți că am găsit și berile. O facem plus 3. Uitați-vă și voi ce atac are de-abia la plus 3, de-apoi la plus 9. Deci plus 4. Acum începe mai din... Deci începe mai rău pentru că avem nevoie de 30 de piatră armă nordică, o să le cumpărăm, iar dacă rămânem fără, încercăm să mai deschidem cufere. Acum vedem pe parcurs. Deci haideți să vedeți și voi cât costă, pentru că sunt un upgrade destul de scump, o să vedeți și voi. Descriem piatră și o să vedeți că nu e foarte accesibil acest upgrade. Cred că o să le cumpărăm pe astea 30 de bucăți la 5 ani, deci 15 bucăți la 5 ani 50. Le luăm pe astea 30, perfect. Facem arma plus 4, mai avem 15 aici, ca să știm, haideți să le punem una într-alta, perfect. Și plus 4, deci plus 4 este gata, de acum începe greu, hai să vedem cum merge, dacă avem noroc, suntem și după mentenanță, hai să o vedem. Deci piatra armă nordică, două agate, am cam avea ce ne trebuie, la plus 5 ar fi investiția mică, 2 ani, dar dacă ne eșuează, iar trebuie să plătim o grămadă pe pietre. Nu ne mai gândim la eșuări, pentru că va merge, a mers plus 5. Acum la plus 6, ia să vedem, plus 6, dioxid de titan și iară piatra armă nordică, 40 de bucăți. Cumpărăm dioxidele, sperăm că nu va eșua pentru că sunt 40 piatra armă nordică investite. Dioxid de titan, 2 bucăți, hai să vedem dacă le avem, deci am luat unul de pe shop, trebuie să mai cumpărăm unul. Bă, dacă scăpăm de ăsta, mai vine un plus mare. Deci, de fapt, plus 7 e 7 oni. Plus 8 e mult. Plus 8 e cel mai mult. Hai să vedem. După aia, de la plus 7, metal. Fără discuții. De fapt, parcă de la plus 7 la 8 ar mai merge un manual.
Dar mai vedem, mai vedem. Hai să văd acum dioxidul. Ce ar fi să o facem din prima? Cum ar fi? Ar fi vis. Hai să-i dăm plus 6-le. Aoleo, a bubuit deja. Hai să vedem noi cum facem arma asta când ne mănâncă. Plus 5-ul nu ar fi investiție mare, dar văd că deja am rămas fără ceva. Deci cred că fără pietre de-astea. N-ar fi scumpe, n-ar fi chiar așa scumpe astea. Uitați, 5 bucăți, 83 cacap. Cred că o să le iau eu pe toate ca să fie luate. Și ulterior sunt 10 bucăți la 2 ani, deci se scumpesc. Cred că după aceea o să mai deschidem niște cufere sau o să cumpăr 15 bucăți direct. Uite, mai sunt și 50 de bucăți 10 ani. Hai că ne mai descurcăm, mai vedem noi. Hai că vedem cum merge până la urmă. Aude, hai că m-am convins. Ne mai cer o grămadă de pietre acum, de-alea scumpe. În ce m-am băgat? Deci nici nu știu în ce m-am băgat. Hai să vedem dacă o facem plus 7 astăzi măcar. Piatra armă nordică și cred că ne apropiem să le cumpărăm pe toate de pe piață, nu? Hai să le iau eu pe toate. Deci mai sunt 45 de bucăți, ceva de genul. Le-am luat, nu mai sunt pe piață. Măcar dacă facem o treabă, să o facem cum trebuie, dar să și reușească. Uite, avem 50. Continuăm, hai. Deci plus 3, plus 4. Ce nu avem? Beril fumuriu. Imediat cumpărăm, că ăsta nu-i scump. Bun, hai să continuăm. Hai să mai punem și în mână, să vedem cum mai arată. Deci nu este nicio diferență dintre plus 3 și plus 0, după cum putem vedea. Băi, se aude prea tare. Hai să dăm noi mai încet. Perfect. Plus 4, perfect, plus 5 din nou sau? Păi, dar rămân mereu fără ceva. Piatra armă nordică sau ce ne-ar mai trebui aici? Agate sunt sigur că am, cufere mai am, da, deci mai avem nevoie de piatră. Încet, încet se duc și onii noștri, eu sper să o facem măcar câtva, gen plus 8 măcar. Of, deci știam eu că așa va face. Deci începem cam prost. Până acum plus 5 am văzut-o. Mamă, trebuie să mai deschidem cufere, alastoare greu, că nu mai avem upgrade-uri, după cum puteți vedea, s-au dus și de pe piață. Deci stai să vedem, mai avem de un plus până la urmă? Na, nu mai avem, mai avem nevoie de 10 bucăți. Haideți să mai venim noi cu vreo 10 cufere alastor. Poate prindem și noi niște upgrade-uri. Am zis că o să cumpărăm doar 10 alastoare, deci haideți să le deschidem, dar vă mai anunț ceva. N-am rămas doar la 10, am cumpărat 40 în total. Hai să vedem dacă iese ceva din ele. Băi, dacă nici clipul ăsta nu merită un like, nu știu ce merită, pentru că deja am spart 80 de oni. Deci 80 de oni la prima mână, să zic așa. Începem cu 15 upgrade-uri, lamă șarpe, beril obscur, încă 15 upgrade-uri, perlă albă sclipitoare, pumnal șarpe. Și știți ce ar fi culmea? Să vină arma asta bombă. Na, nu este bombă. Pumnalele? S-ar putea să scot ceva pe ele, adică 4 medie 2 PC... Bă, nu putea 4 medie 4 PC și scoteam 100 de oni am văzut pe piață. Hai că mai continuăm, că mai avem cufere. Să pună lama aia totuși pe piață, o să pun un yang. Hai să punem un yang să văd dacă se ia instant. Deci e asta, nu asta. Perfect. O scădem și pasta noastră pe care am craftat-o, pune la 299. Poate cine știe se mai ia și mai avem buget de plus. Continuăm cu licență mercenar, beril, scoică. Solzi, piatră mănuși, orison, uite s-a luat și arma, sabie grozavă, piatră suflet nord, astea 10 au fost super proaste, deci nimic, n-am prins nimica, după cum puteți vedea, ia uite câte orisoane am acolo, rună aură, sticlă negoț, băi, dacă știam că îmi pică sticlă negoț, nu mai cumpăram de pe item shop. Uite și s-a umplut și inventarul, băi fraților, vreau cât mai multe upgrade-uri sau o armă mai bună, ce-ar fi? Ar fi culmea să-mi pici o armă mai bună acum că am început-o pe asta.
Săbile astea, upgrade-urile astea s-ar putea să facă ceva totuși. Scoică sclipitoare, pumnal șarpe craft, beril, licență. Na, s-a oprit pe dropuri, le-a dat bine din cele 10, din primele 10. Acum s-a oprit total, n-a mai dat nimica din ultimele. Uite, arc șarpe, mamă. Sabia, deci upgrade-urile astea de sabie le păstrăm, că mai costă ceva. Ne uităm după aia la arc, uite, piatra, armă nordică, bine. Cartea preciziei aruncăm. Încă două licență, licență mercenar, s-a dus. Și ghiară șarpe craft. Ia să vedem și arcul. Slab, nu știu dacă face ceva. Cu doar cu PC și valoarea ta. O să-l păstrez. Mă uit pe piață, poate e ceva de măcar de pus pe arc, să zic așa. Haideți să continuăm plusurile. Deci mai avem de un plus acum la plus 4. Nu știu dacă am făcut pergament, am făcut sau n-am făcut. Ia să totuși să mai fac unul. Nu ne strică oricum dacă suntem pe minus. Hai să văd. Plus 4 s-a dus. Mai avem manuale, mai avem două. Cred că mai avem unul aici, trei bucăți, poate mai avem prin depozit câteva. Se duce plus 5. Iară nu mai am ceva. Deci cred că nu mai am cufăr dragon alb. Hai să mai luăm și de-astea. Ia să vedem, o facem din nou plus 5. Bine, plus 6. Dioxid de titan, piatra armă nordică. Mai trebuie 20. Nu știu cum să facem noi 20 de bucăți. Tot așa, doar să deschidem cufere. Altă tactică n-avem. Nu mai sunt pe piață, n-avem de unde să luăm. Continuăm cu încă 30 de alastoare. Aute, încă o perlă albă sclipitoare, jumătate din cufere s-au acoperit, uite, încă 15 pietre cu plus, arc șarpe craft, da, multe crafturi, puține iteme de upgrade. Primele 10 să zicem că s-a aproape acoperite, deci să zicem că 7 o ne-am dat, 7 o ne-am scos. Continuăm, orison mic, vrăjește, agată, opa, ce avem aici? Băi, și-a picat pe jos, hai să vedem. Mamă, dar e slabă, rău. O punem tot așa un yang. Poate o pune cineva ca skin. Băi, dacă venea cu, nu știu, 4 medie aici, era ceva. 4 medie ca prin bonus. Continuăm, poate cine știe, mai vine ceva. Orison mic. L-am așar pe craft. Încă 15 upgrade-uri, orison mic. Licență mercenar, piatra lunii, mai avem 7, licoarea talentului, băi, dar imediat, doar ce am făcut loc, ia să vedem, facem și noi rândul ăsta cât de cât așa, voință topaz, vișinie sclipitoare, piatra suflet nord, tocilă, păuleu, slab, rău, nici măcar de upgrade, am deschis de 21 de ori, nici măcar de un upgrade, mamă ce sume învârtim. Aoleu, aproape gata banii și n-am făcut nimic. Armai plus 5. Sabe grozavă șarpe, albă sclipitoare. Totuși, hai că pică cât de cât. Nu suntem chiar așa în pagubă, însă arma nu vrea să meargă bine. Hai să vedem, continuăm cu ea. Plus 6. Ne-a omorât și am băgat 180 de oni, adică sunt pe care să bag 180 de oni și nu fac nimica. Mai avem un singur manual și 10 cufere pe care le-am ratat. Deci hai să vedem dacă mai prindem crafturi. Flacără, două flăcări și un pumnal șarpe craft. Din astea 10 chiar n-am prins nimic. Hai să mai cumpărăm până nu consum toți banii, nu mă opresc. Adică, băi, ori o facem, ori nu o facem. Facem ceva pe clip sau nu facem? Încercăm astăzi și vedem care-i treaba. Am revenit cu încă 30. Uite, mi-a mai picat. De fapt, au picat cu plus. Orison mic, mamă, de nu-mi pică ceva metine pe arc. Cu orisoanele astea mici. N-am făcut nimic dacă nu pică. Uite, avem 7, vă dați seama. Deci s-au strâns o groază. Ia, clopot și arpe craft. Primele 10, nimic. Orison mic. Evantai șarpe. Iară cu plus. Dragon, uite, mi-a picat dragonul. Ghiarele astea o să le pun
50 caca. Deci nu știu dacă mai avem noi șanse. Uite că mai avem de un plus. Perla albă. Hai că să zici că din astea ultimele 10 a dat bine. Mamă, dar multe perle. 5 ori 4, 20 de oni aici. Mamă, nu știu ce să zic. Mai avem și 7 zile shop offline. Mai pic o perlă aici. N-a picat. Nu știu, băi, nu i-aș da plusul. Nu știu cum să fac să nu-i dau plusul. Ar fi ultimul plus, nu mai am manuale, nu mai am nimic. Deci nici nu vrea, nici nu mai am ceva. Am rămas fără dioxide, probabil. Cufere ar fi trebuit să am. Deci hai să cumpăr ultimele două dioxide și hai să vedem. O vreau plus 6 astăzi și m-aș calma. Hai să vedem. O vreau doar atât. Plus 6 și gata. Te rog eu. Hai. Bravo, mă. Și fără sunet. Nu pot să cred, mă, fraților, cât am mâncat pentru plus 6. Metal? Opa, am cam avea aici. Aici mănâncă multe metale. Hai. Plus 7. Am făcut-o plus 7 azi. Mamă, bravo, mă. Hai să vedem cum mai punem mâna pe niște metale, ce ne cere aici. Nu mai avem, fraților, plus 7 astăzi rămâne. Mai așteptăm să apară upgrade-uri, 50 de pietre. Nu știu cu ce să-i dau aici, știți ce merit aici? Dă-la de-au băga nou acum, ca și cum, ori fermecată, ori item dă-la nou cu șanse mărite. Deci aici ar merita o fermecată. Cred că vin cu fermecata de pe serverul temporar și vedem atunci. Dar nu știu dacă ar fi mai bună ca o trăvita. Îi punem full bonus. Avem și un vrăjește. Hai să o bonusăm să vedem care-i treaba. Și pietre plus 4. Salut, Alin, mă poți ajuta cu niște prețuri? Hai să-l ajutăm și cu niște prețuri, după care revenim cu ea bonusată. În sfârșit am full bonusat-o, nu vă imaginați câte cufere pește am mai deschis. Că am zis, deschis și niște cufere pește, să iau și o medalie, să vedem damage-ul ca lumea. A plecat un vrăjește, 20 ori 10 diavol. Dar v-am spus că am deschis multe cufere pește și avem vrăjește cu B. Hai să văd dacă prindem din astea ceva. Nu prea am mari speranțe, dar vedem acum. Poate o maximă ceva. 3 pătrundere, 10 diavol. 5 pătrundere, 6 inât. 8 inât, 3 critică, 6 diavol. Hai că iau un stack de ăsta de vrăjește. Hai să vedem, prindem sau nu prindem. 20 sau 20 ori, nu putea 20 diavol. Nimic, 20 SO, 12 putere, 10 diavol. O lăsăm așa deocamdată, mai aveam un vrăjește, las că mai încercăm noi, deocamdată e bună. 12 putere e ok. Mai avem un manual aici, deci nu-l văzusem. Hai să vedem, attack site avem, stai să oprești și sonorul. Avem și un attack site, să vedem damage-ul ca lumea sau nu avem. Scoatem de aici un attack site, hai la metine. Hai să vedem prima impresie cu arma șarpe, decolăm spre metine, ia să băgăm și ceva cu vânt ca să nu murim, să ne facem de râs. Oricum, n-am nimic la mine, cred că n-am nimic cu vânt la mine, stați liniștiți, din păcate. Hai să vedem dacă rezistăm, măcar damage-ul să-l vedem. Prima impresie cu arma șarpe, 35, dă mai slab ca o trăvita, cred că, 35 cu attack sight. Da, dă mai 36. Ori dă cât o trăvita, dar mai trebuie să-i băgăm și 6-7 pe asta. Ori dă cât o trăvita, ori dă mai slab un pic. Stați așa să nu mor totuși. Mai avem de lucrat, n-o să dea cât o trăvita totuși. Ia uite, 35, 36 am văzut maxima oricum. Punem o trăvita, o trăvita e full și cu element și se mai simte și elementul. O să băgăm tot ce trebuie și pe sabia asta șarpe, numai că mai durează, vă dați seama. Ia să vedem o trăvita. 40 cu o trăvita, aoleu! Băi, să-mi spuneți mie că o trăvita asta nu-i bună, fraților. 40K cu o trăvita. Am nebunit. Deci e diferență enormă. Mai e de lucru cu sabia șarpe.
Mă așteptam să dea un damage apropiat cu otrăvita, dar nici pe departe. Mai e de lucru, trebuie să-i băgăm 6-7-le și măcar plus 9, cred că la plus 9 se apropie de otrăvită și o să vindem otrăvita ulterior. N-am rezolvat noi prea multe, dar măcar am început treaba și să sperăm că vom termina să o facem plus 9. Mai încercăm să strângem metale, poate acum cu evenimentul. Să nu fiți dezamăgiți de sabia asta, că e de-abia plus 7, adică vă dați seama că până la plus 9 e cale lungă și e diferență foarte mare, că mă uit și eu pe site acum, e diferență foarte mare de damage și mai adaugă și medie mobi, deci mai putem adăuga bonusuri plus 6-7-le plus elementul, deci avem multe minusuri pe lama asta, deci să luați în considerare chestia asta. Nu neg că otrăvita asta e bombă, adică valoarea aia, tac, 50 pe ea, se simte enorm, văd că se simte enorm. Vă dați seama că după ce fac sabia șarpe plus 9, o să o vând. Dar momentan nu o vând, că ați văzut ce treabă face încă. Și ca să vedeți și voi de ce o țin încă, deci cred că o am de peste un an de zile otrăvita. Arcul ăsta, șarpe, ăsta, aoleu, numai șarpe visez acum. Arcul ăsta o să-l punem tot la 35 de ani. N-am reușit să mai bag un 6, bonusul 6, dar poate cine îl cumpără o să reușească. Și că veni vorba de armă, să nu credeți că cu arma era o diferență foarte mare. Sunt în dubii cu valoarea aia atac. Nici măcar nu scrie pe site, deci scrie doar la plus 0, după aia nu-ți mai scrie. Și valoarea asta atac este spre minim. Adică nu știu ce să zic de lama asta șarpe, este bună. Dar m-am decis eu să fac sabia totuși. Vom vedea noi când o facem plus 9 care-i treaba și dacă a meritat sau nu. Dacă nu merită, o vindem pe aia plus 9 și o facem pe asta la altă. Deci, dacă nu se vinde nici asta, vedem noi cum le jonglăm și le facem cumva să fie bine. Dacă nu merită niciuna, mai craftăm încă una și gata. Sunt curios dacă orisoanele astea mici sunt norocoase. Uite, am schimbat din prima și 20 insecte, băi frate, cred că e maximă, nu puteau metine, eșuat, iar am schimbat, doar metine. Diavol 15, băi și e, băi să las așa? Mă gândeam că poate îl punem pe eșarfă la un moment dat arcul ăsta. Diavol din valoarea totală. Ia să lăsăm noi așa. Ne calmăm puțin cu arcul ăsta. Și ok. Deci pentru eșarfă, să știți că 34 medii, 18 gheață și diavol din valoarea totală e ok. Dacă era gheață totuși era mai bine. Gheață din valoarea totală. Mă mai gândesc. Oricum nu știu dacă mergeau orisoanele astea mici. Poate vă dați și voi cu părerea în comentarii. Dar lăsăm așa momentan. Hai să vedem și noi cine prinde acest mistreț. Am zis că dăm un mistreț astăzi. Nume joc, Lime Lemon, cred că ai mai prins tu. Deci sigur merge numele. Lemon, perfect. Ia să vedem. Da, a mers. Ai primit mistrețul de 7 zile aproape. Și pentru data viitoare vreau să dau un voucher de 50 mete. Numele vostru în comentarii și vreau să-mi spuneți ce armă folosiți în momentul de față. Deci arma cu care bateți, chiar dacă bateți cu tineri eroi, adică nu-i nicio problemă. Ne auzim data viitoare, sper că v-a plăcut, arma nu va rămâne așa, deci bine că am făcut-o plus 7, Doamne ajută, bine, deci atâta mi-am propus, atât am făcut-o. Mai facem niște bănuți și data viitoare mai strângem noi upgrade-uri, mai vedem ce 6-7 băgăm și vedem cum continuăm. Dacă o facem plus 9 ar fi ok. Ne auzim data viitoare, multă pace vă urez, mulțumesc și membrilor, vă salut. Giveaway special pentru membrii, fix în filea de comunitate aveți acolo tot ce trebuie și să participați, deci chiar vă rog că aveți șanse destul de măricele. Ne auzim data viitoare, multă pace!